Un start demn de show-ul Moldova are talent! Street Workout! Felicitări! Extraordinar! Eu am senzația că toți aici sunt fanii voștri. Vreau să vă întreb, acum câteva luni când ați venit la Moldova are talent, v-ați închipuit pentru o clipă că veți fi în marea finală în data de 27 decembrie? Nu ne-am închipuit, doar însuși am sperat, dar cum vedeți, am ajuns chiar. Așa că suntem bravo. Sunteți bravo, e adevărat. Băieți, Street Workout. Tatiana vroia să vă întrebe, însă s-a rușinat puțin, m-a rugat să o fac eu. Spuneți-vă rog, voi puteți juca cu mușchii pectorali? Hai băieți, tu, nu? A, pot! Bravo! Tania, e un cadou pentru tine, de Revelion. Acum? Lasă, mai târziu. Poate, dar nu se vede. Tania, ce părere ai de acești băieți frumoși și această domniță extraordinară? Am o părere foarte bună și eu mă bucur foarte mult că au ajuns până aici, pentru că din start le-am spus, ceea ce promovează ei este extraordinar și faptul că au susținători este tare important, pentru că dacă atâția tineri frumoși ce promovează o viață sănătoasă, un corp sănătos, o minte sănătoasă, sunt aici, au susținători, înseamnă că în țara asta mergem pe o cale foarte bună. Mulțumim, Tatiana. Nicu? Băieți, vreau să vă spun cel puțin că voi, exact vorba maestrului Lământeanu, voi nu sunteți talentat. Voi sunteți nelimitat de talentat. Eu credeam că ceea ce am văzut în audiții și în a doua semifinală, pe aici. Astăzi mi-ați arătat că Moldova cu adevărat are talent și vreau să vă spun vouă, băieților, că Moldova noastră are nevoie de așa bărbați adevărați și, bineînțeles, alături de o domnișoară foarte frumoasă. Ați fost excepțional de impresionanță. Mulțumesc! Domnul Munteanu? Uitându-mă la voi, eu m-am gândit că Moldova nu numai are talent, dar Moldova e sănătoasă. Uitându-mă la voi, atâta sănătate și eu vă doresc multă baftă, ați fost tot mai buni și mai buni și mai buni. Ca astăzi eu vă admir. Vă mulțumim, domnul Munteanu. Nicu, eu mai am o întrebare la tine. Nicu, noi doi când mergem să facem sport cu ei? După Revelion? Sau după Crăciunul pe vechi? Sau după Sfântul Vasile? Când mergem? De ce mă chem pe mine să stau cu tine la sport? De ce? Fac sport. Știi și mie îmi trebuie să mergem la sport. Nu ne-ar strica? Da, nu ne-ar strica. Bun. După Revelion. Promitem. Mâna, da. Mâna sus. Așa să fie.